Veste bună pentru sutele de bolnavi de cancer din județ, pentru care radioterapia constituie o șansă de supraviețuire. Spitalul județean de urgență Dr. Constantin Opriș din Baia Mare va avea un aparat nou cel mai târziu în martie anul viitor. Astfel, dacă în ultimii 3 ani persoanele care necesitau tratamente prin procedurile de cobaltoterapie erau nevoite să meargă la Cluj, Oradea sau chiar în Ungaria, după achiziția noului aparat, acestea vor putea fi tratate pe plan local. De precizat că multe județe se confruntă cu lipsa unui aparat de radioterapie, anul acesta fiind incluse pe lista scurtă doar 4 spitale, 2 din București, unul din Cluj și cel din Baia Mare. Banca Mondială a aprobat finanțarea radioterapiei de la Baia Mare, mă refer aici la linia completă, accelerator, computer tomograf, simulator, dozimetrie. În data de 15 februarie s-au semnat documentele privind caietul de sarcini, Ministerul de Sănătății va demara achiziționarea acestora, deci putem spune că suntem pe lista scurtă alături de Institutul Oncologic București, Institutul Oncologic Cluj, Spitalul Elias București și Baia Mare. Aparatul este așteptat cu atât mai mult cu cât numărul cazurilor de cancer este în creștere în Maramureș. În plus, secția radiologie va deservi și pacienți din alte județe. Numărul acesta este în continuă creștere. Aș putea să vă spun că luna trecută, de exemplu, au fost înregistrate 170 de cazuri de cancer noi. Deci, numărul acesta este în continuă creștere și cred că ne vom adresa nu numai județului Maramureș, ci și județelor învecinate. Investiția privind linia completă de radioterapie este evaluată la aproximativ 2 milioane de euro. Vechiul aparat de radioterapie al Spitalului Județean de Urgență din Baia Mare a fost scos din circuit în iulie 2013, când nu a mai primit autorizație de funcționare.